și bogat. Bogat pipernicii ziveștea, care vin aici și încearcă să-mi ia comoara. Sunteți capabili, oare? Sunteți pregătiți? Aici e contratim totul. Papușa, nu te pierde! Da, vă rog, da, mâncați! Mamă, ce nasoală e asta! 3, 2, 1! Hai de capul meu! Mamă, bine, Ana, bine, Ana! Bine ați venit la Fort Boyard, locul în care 5 vedete din România își testează limitele și își înfruntă fricile! Măi, dar cum a început emisiunea asta, tot să ajunge un mare prezentator! Ce, mi-a zis bine? Ba, da! Suntem la Fort Boyard, să cunoaștem concurenții, pentru că deja sunt la poartă. Păi dacă zic așa... Ia să vedem cine a venit azi, ia să vedem. Uite, Cosmina, Cornel, Andrei, Ana, George... Asta e o super echipă. Da, e cam frică. Trebuie să găsesc capcane. Să găsesc niște capcane mai bune. Sunt eu mică, dar pot să duc foarte mult. Ana Lesco a ars în flăcări de multe ori și iată-o aici, vie și nevătămată. Dacă vreun șoricel de pe aici să-mi facă probleme, o să-mi fac să regrete. Andrei Stoica. Nu îndoaie fiarele cu puterea minții, ci mult mai ușor. Fort Boyard este istorie, iar eu vreau să fac parte din ea. Cosmina Păsărin. Vrăjitoarea ce are, dar foarte bună în orice face. Dacă e să mă arunc, mă arunc în mai de sus. George Vintilă a crescut la fermă, deci e obișnuit cu toate ligioanele. Simt că se lasă cu artificii pe tavan. Cornel Ilie vrea o țară ca afară, așa că l-am adus la munte, la mare. E bun în orice împrejurare. Ei sunt 5 ca unul. Aici e pe riscul vostru, în moment... Hai, mai traduce și voi, că da, nu știu. Da, da, da. Hai, cu curaj! Cu curaj, aștia avem, sunteți! De! 5 ca 1! Dracu Turu! 5 ca 1! Hai, hai, hai! Ce faceți, domnilor? Băi, bine ați venit. Eu uite cu ce echipă, da, băi, ce echipă, de când aștept eu echipa asta, pentru că de obicei noi ne chinuim și ne se spune în cască să fie, să facem, să energie, să așa, și ați venit voi că nu mai e nevoie. Am niște nebuni pe aici, am înțeles că dacă vă, uite, pe Vintilă, dacă lasă aici în port, da, face toate astea singur. Dar voi puteți să mergeți mai acasă, mă, nu mai e nevoie. Rămâne Vintilă, nu e nicio problemă. Da, 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 știu de unde am spus-o pe asta, e Vintriller și... Ia zi tu pe aia, zi-o pe aia, pe cealaltă. Cosmina acum? Cosmina, da? Am pocit un pic, mi-a zis Cosmina Părăsin. Să știi că da, auzi, n-a vrut, n-a vrut. N-a vrut, dar mi-a zis. E, da. Vedeți că nu e timp aici, e contratimp totul. Bine, hai. O să trecem frumos în momentul ăsta la, zi-mă, cum se cheamă ăsta, regulament, nu? A, tu te pricepi, da, zi, regulament. Zile regulament. O să vă spun așa, din momentul în care Felindra biciuiește gongul, aveți 50 de minute să găsiți 9 ok. Voi, de fapt, aveți nevoie de minim 5. După care urmează 3 aventuri, 3 indicii. Dar când ajungem acolo, vă explic mai multe. Okay. Da? Foarte bună, foarte bună. O să ajungi un mare prezentator. Ai mai zis-o, dar asta mă las, mă face. E invidios. Vă știți că jumătate din bani se duc în altă parte. Voi unde îi donați? O să-i donăm către Magic Camp.
Sunt niște oameni extraordinari care au făcut niște locuri de vacanță pentru copiii bolnavi de cancer. Și marea motivație este ne vedem și la anul. A, deci ideați pe toți până la urmă. Da, stai, e foarte frumos că faceți asta. Și acum țin gândit cu voi tare de tot, hai. Hai, zice, Felindra! Dă-i poc, fă poc. Unde e ăla micu? Gata, a început, se scurge timpul. 50 de minute aveți din momentul ăsta. Prima probă e la tine. La mine. Gata. Bă, proba se numește Mormanul de gunoi. Hai! Hai, hai, am început bine! Hai. Pozitiv am început, vreau să zic. Mormanul de gunoi, hai! Mișcați-vă, vă rog! Repede, hai cu energie, hai. Nu-i timp! Hai, haideți, bă! Ce faci cu paspartul? Unde ne duci? Cum ne zăpăcești? Uite, așa n-ai făcut. Deci aici, tu. Băi, deci proba asta, hai fiți atenți, proba asta se numește Mormanul de gunoi. Ați mai fost prin gunoi, nu? Nu atât de mici. Am început cu când eram mici și ca fața ascunsă la care a crescut la bloc. Nu ne ascundeam în ghina de gunoi? Aici nu zice așa, aici gunoa. Bun, la proba asta, o să fie în felul următor. Tataie fura, l-a ales pe Cornel. Nu caci. Te ales pe tine. Hai, Cornele! Fii atent, stii foarte atent la ce îți explic. Vino cu aici. Așa, Cornele, poate adrept și concentrează. Multe sticle, multe gunoaie. Așa. Multe gunoaie, trebuie să... Unde e sticla, mă, că ar trebui să fie pe aici? Nu mai e aici? E aici, Paul. Stai liniște că era el la Cornele. Trebuie să găsești sticle din astea, da? Vreo 6-7 trebuie să găsești. Și ai un tub. Dacă bagi sticla de jos în sus, cât mai multe, se ridică cheia. O să poți să iei cheia. La un moment dat se ridică cheia, da. Trebuie să bagi mai multe dubluri. Grijă mare. Dacă nu ieși în timp, ușile se închid și rămâi prizonier acolo. Atent, atent. Da, sticle roșii. Suntem gata? Ai înțeles ce ai de făcut, da? E mormanul de gunoi, se cheamă. Stai, că vrem să-l încurajăm. Hai. 5 ca 1, dracu cu 1. 3, 2, 1, start! Bagă! Hai, Cornel! Gândește-te că sunt vremi și trebuie să le găsești repede, să le vezi după aia. Să nu fii agitat, Cornel! Caută roșii, caută roșii, roșii! Bun. Caută peste tot, în toate sectarele. Bine! Bine, Cornel, bine! Stai! Bine, mă, uite cine știe! Mai are una, nu? Bine, mă, Cornele, bine, mă! Încă o sticlă să fie! Hai, Cornel Ilie! Hai, Cornel Ilie! Bine, bă! Hai! Și ai luat-o încă una! Una sau două, ce? Caută bine, fii atent! Am mai găsit una? Ascuns-o! Bravo, tată, vreau să zic! Vino să vezi ceva! Uite aici! Timp record, vreau să zic, mai aproape jumătate din timp, felicitări, ai fost foarte tare, bravo, nu vreau să mă ating de tine, vin direct din gunoaie, ceea ce, vreau să spun așa, pentru că vin direct din gunoaie, tu o să rămâi aici, pentru că nu putem să mergem cu mirosul ăsta mai departe, dă-i cheia, cheia, Cornel, da? Cheia, lui Paspartu, prima cheie, bravo, ați început mulți, mergem mai departe, hai, stai, mă, hai, uite, stai, Pastam. Te-am testat. Da. Următoarea probă, șoareci. Hai, bravo. Câte surprize mai ai? Iar du-te că are o surpriză pentru tine. V-am zis. Ăștia-s buni. Mi-e frică. Bă, dar îmi bătea inima și cum bătea inima, deci nu țin minte să fi bătut vreodată inima așa tare. Pentru că trebuie să mă întrase, e defectiv, eu eram acolo, nu, trebuie să iau cheia, trebuie să fiu prima cheie, trebuie să plec cu drept.
ok, eu le trebuie acum de apă, da? Ce-am alergat? Oh, lu! Băi, Cornel, stai așa, că vreau să te întreb ceva, stai un pic. Păi noi nu prea am pus mâna. Să te întreb ceva, Cornel? Da. Asta, mic. Ești foarte sexy așa, cu tricou ud și cu pătrățelele la vedere? Hai, toată lumea. Vrei să te schimbi sau rămâi așa? Nu, rămân așa. Ești ok? Cu echipa. Bine, echipa, perfect, bravo. Perfect, bravo. Hai, Cornel. Dar să ne uiți pe noi. Soare, ce e să văd care e următoarea probă? Următoarea probă, Șoarecii, va fi jucată de Cosmina! Eu? Fără țin! Oh. Cosmina Păsărin, o să spun. Asta o să rămână doar cum aveți. Stai să spun despre ce e vorba. Intri, ai mai multe borgane, borcanele și așa mai departe. Bași până la urmă, că aștept pe un fort. Da. Bagi mâna în ele, nu știm ce e acolo. În unele sunt șoricei, în unele sunt tot felul de maglavai, tot felul de resturi rămase de la șef, adică. Bagi mâna, găsești o cheie. Poți să bag ambele mâini? Mai poți să faci pe toate. Și poți să fac și un dans tu acolo? Cosmina, tu poți să fac ce vreau eu, nu? Da, hai, dă-i la cronometru acolo. 3, 2, 1... Hai, Cosmina, hai! Cosmina! Aaaa! Așa, ricei! Bravo, bravo, Cosmina! Mai cap! Mai bagă, 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 bagă! Ah, șoricei, mi-e frică să mi-i rănesc ăla. Caută mai bine, mai adânc, păpușa, caută mai bine! Bagă-mă în două! Ce-i aici? Hai că nu mă Stai, 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 stai! În care pas nu am intrat? Ziceți-mi ce pas nu am intrat, că sunt aproape de final și nu e chiar... Mai, ce fier intrat? Hai că mai ai timp, Cosmina! Oh, Lucia, să puci și oarție. Cheia, nu găsesc cheia! Păpușa, nu te pierde! Nu găsesc cheia, nu e nicăieri! Mai avem, mai avem timp, hai, hai! Du-te la cine de la început! Dar nu e cheia nicăieri, nu pot să cred! Copiii, trebuie să fie! Hai, 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 hai! Vedeți timpul? Da, timpul! Nu e cheia nicăieri! Așa, așa, nu o găsește. Aaa, nu cred! Dar unde e cheia? Nu găsesc! De ce nu găsesc? Grăbește-te, grăbește-te! Grăbește-te! 15 secunde! Dar nu găsesc! 15, 14, gata, gata! 1, s-a dus timpul! Uite ce a zburat timpul! Nu! Hai, gata, nu se poate, nu era cheia nicăieri! Dă cuba cu echipa ta, că ai mulțit să suci! Cosmina... Pare rău. Pare rău. Sincer. Era într-unul dintre borcarele de acolo. Ia uite, gata, gata. Nu pot să cred. Mergem mai departe, da, sunt ok, da, bine. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Unde mergem? Nu vine să crezi. Așa, asta e proba ta. Pe Cosmina o părăsim aici, pentru că ne trebuie să se mai curățim. Hai, hai, următoarea probă se duce pus la zid. Paspartu, hai! Hai, hai, hai! Hai, hai. Hai. Pus la zid. Sigur, erau și tot felul de chestii scârboase, lichide, șoricei. N-am vrut să le fac rău șoriceilor, dar la un moment dat amestecam într-un borcan din ăla cu șoricei, de zici că amestecam în oala cu ciorbă. Hai! Ia uitați acolo! Hai, omul e pregătit! Hai, băi, mă duc un pic până la George să-i explic ce are de făcut, da? Domn profesor? Da, domnul. Tot în regulă? Ia uite ce buline ți-au ieșit pe picioare. Hai numai buline. Băi, eu atâta nu mă apropii mai mult. nu că mi-ar fi frică, mie nu mi-e frică de nimic. Știi ce ai de făcut? În principiu, da. Da, trebuie să pui piciorușele acolo pe bucățelele alea mici. Pe stinghele alea mici, da, mici, așa. Înguste. Mergi până la capăt, da. Iei cheia, nu știu cum, în gură, pe mână, pe picior. Te întorci în timpul respectiv. Am înțeles. Ești gata? Gata. Hai. Strunile! Dă startul! Aha! Hai! Urmă... startul! 3, okay. 3, 2, 2, 1... Hai,
și numai al meu. Mi-a fost dat de mare, de furtună și de soartă. Ah, eram tânăr și frumos, frumos, tânăr și bogat. Nu ca piperniciții ăștia care vin aici și încearcă să-mi ia comoara. Sunteți capabili, oare? Sunteți pregătiți? Aici e contratimp totul. Papușa, nu te pierde! Da, vă rog, da, mâncați! Mamă, ce nasoală e asta! 3, 2, 1, da! Ai de capul meu! Mamă, bine, Ana, bine, Ana! Bine ați venit la Fort Boyard, locul în care 5 vedete din România își testează limitele și își înfruntă fricile. Măi, dar cum a început emisiunea asta? Cu tot să ajunge un mare prezentator. Ce, mi-a zis bine? Ba, da. Suntem la Fort Boyard să cunoaștem concurenții, pentru că deja sunt la poartă. Păi dacă zic așa... Ia să vedem cine a venit azi. Ia să vedem. Uite, Cosmina, Cornel, Andrei, Ana, George. Asta e o super echipă. Da, e cam frică. Trebuie să găsesc capcane. Să găsesc niște capcane mai bune. Sunt eu mică, dar pot să duc foarte mult. Ana Lesco a ars în flăcări de multe ori și iată-o aici vie și nevătămată. Dacă vreun șoricel de pe aici să-mi facă probleme, o să-l fac să regrete. Andrei Stoica nu îndoaie fiarele cu puterea minții, ci mult mai ușor. Fort Boyard este istorie, iar eu vreau să fac parte din ea. Cosmina Păsărin, vrăjitoarea ce are, dar foarte bună în orice face. Dacă e să mă arunc, mă arunc cât mai de sus. George Vintilă a crescut la fermă, deci e obișnuit cu toate ligioanele. Simt că se lasă cu artificii pe tavan. Cornel Ilie vrea o țară ca afară. Nu face nimica! Hai, 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 merge! Hai, 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 hai! A fost totul la limită. Am avut niște prize care nu mi-au prea convenit. Era să cad de vreo două ori de pe perete. Senzația când e să cazi de pe perete e una unică. Adică te trece așa un fior din cap până în picioare și te sperii. Am emoții, am emoții. Vine Ana, vine Ana. Mă întâlnesc cu Ana. Am emoții. Vreau să-i cânt un cântec de dragoste. Aoleu, aoleu. Ce să cum să... Cum să cum să mă găs... O flăcări, ai o flăcări pentru tine, știi pe o... Cac liubliu ia vas, cac baius ia vas, znatim dobrucea, ce faci anșcă? Ia vas, cântă, cântă, foarte... Cântă, cântă. Agitată, foarte agitată. Nici nu mă pot concentra. Știi, ești așa de mi-ai luat, că mi-ai luat... Ia uite-te un pic în partea aia să vezi. Uite-te un pic. Așa, Anușca, hai să vedem. Dacă eram cu 300 de ani mai tinerel, Doamne, Doamne, prăpăd, făceam prăpăd, prăpăd. Așa, ești pregătită pentru... Nu. Nu ești, nu? Te cred, ai că o luăm ușor. Uite, pe cea mai ușoară ți-o dau ție. Nu. Cea mai ușoară, ia. Ești atentă. E un rege fioros și are figura înțeleaptă a lui Nicolae Iorga. Știi Nicolae Iorga, da? Da, e un poet, cântăreț. Dacă stă în banca lui, fără să fie retras, el cu alții se adună și se mulțește. Hai, uite, începe timpul. Nu înțeleg, nu.
Uite, mai zic o dată, da, pentru tine, fii atentă. E un rege fioros, are figura înțeleaptă a lui Nicolae Iorga. Dacă stă în banca lui, fără să fie retras, cu alții se adună și se înmulțește. Un animal? Nu e chiar. Zi în versuri, zi cum poți. Ia vezi acolo, vezi dacă e răspunsul. Cine e rămână? Ia vezi, da? Ce timp? Mai zi ceva. E un rege. S-a dus, Ana, s-a dus. S-a dus. Ce putea să fie un rege fioros? Are figura înțeleaptă al lui Nicolae Iorga dacă stă în bancă. Dar nu știu cine e Nicolae Iorga. Aici e, păi asta e, e un mare, un cântăreț. Dar e mai din vremurile trecute, e mai vechi. Era leu. Așa, când erai tu de pe... Exact, după vremea mea ăsta, Nicolae Iorga. Mai și scria, dar și compunea frumos tare. Eu am cântat multe cântece de Nicolae Iorga. Da, Nicolae Iorga, eu am în repertoriu tot timpul când vine cineva. Da, îmi pare rău, leu, era, n-ai câștigat cheia. Dar lasă că oricum ție, tu ai câștigat în viață mult. O să mai trebuie și cheia. Mulțumesc, pe o parte ți ia și pe clar, cealaltă. Clar, te pup. Hai, hai, hai. Doamne, m-au trecut toate apele. Doamne, dacă eram un pic mai tineri, mușcam, mușcam, din ea mușcam. Prăpăt, făceam prăpăt.